Mi s-a părut un program foarte interesant. M-am uitat pe site la ce s-a întâmplat anul trecut și am zis că și eu trebuie să văd despre ce este vorba și chiar să trăiesc ce se întâmplă aici. Am văzut și părerile colegilor mei de anul trecut, mi s-au părut foarte încântați, au transmis niște lucruri foarte interesante și m-au făcut curioasă. Programul a fost peste așteptările mele. A fost unul dintre puținele programe cu care am simțit că rezonez și în care am reușit să mă deconectez de la ce făceam înainte, să mă rup de activitățile în care eram înfiptă și să leg prietenii și să simt că învăț ceea ce mă interesează și că evoluez. Toate au fost foarte bine alese. Cele legate de cursurile care sunt pregătite pentru elevi și care ies din cotidian și care se desprind de teoria care se întâmplă în școală. Noi suntem foarte obișnuiți să teoretizăm totul, dar în viață ne trebuie lucruri foarte practice. Și atunci am văzut cursurile care se pregătesc pentru inteligența artificială de cei de la UiPath, cursurile de game development, mi se par foarte utile și chiar le-am recomandat elevilor mei. În primul rând, emoția pozitivă și optimismul care mi-a fost inspirat și informațiile pe care le-am aflat. Despre cursuri le-am spus deja, le-am transmis informații pe Facebook și în direct cu cei cu care m-am întâlnit și voi promova cursurile. Și până acum predam interdisciplinar informatică, din punctul meu de vedere nu pot să predau altfel, și încerc să o leg de viață și de talentele elevilor. Eu, în prima oră de informatică sau de TIC, le spun elevilor, puneți calculatorul în slujba talentelor și pasiunilor voastre și atunci pot să-și găsească fiecare ceva care să-i lege de materia studiată. Dar voi adăuga ce am învățat, pentru că am acumulat foarte multe informații și tot felul de practici. Că este foarte ancorat în realitate, în realitatea noastră cotidiană și că ne pregătește pentru viitor, pentru ziua de mâine. O mare problemă care se dezbate, este că școala nu ne-ar pregăti pentru viață. Acest program, eu zic că ne pregătește pe noi profesorii să-i pregătim pe elevi pentru viață.